La sărbătoarea împărătească a Înălțării Domnului, în toate catedralele, bisericile și mănăstirile ortodoxe din țară și străinătate, sunt pomeniți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român. Slujbe de pomenire vor fi oficiate după Sfânta Liturghie și la cimitirele, troițele și monumente dedicate cinstirii eroilor neamului. În data de 29 mai, cu ocazia Sfintei Sărbători a Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, Primăria Orașului și Centrul Cultural Mioveni vor organiza momentul solemn al depunerii de coroane la monumentele eroilor după următorul program. Ora 10:30, Monumentul Eroilor din cartierul Racovița, depunere de coroane și program artistic susținut de elevii școlii Marin Sorescu Racovița. Ora 11, Monumentul Eroilor din cartierul Colibaș, depunere de coroane și program artistic susținut de elevii școlii gimnaziale numărul 1 Mioveni. Ora 11:30, Monumentul Eroilor din cartierul Făget, depunere de coroane și program artistic susținut de elevii școlii gimnaziale Făget. Ora 12, Monumentul Eroilor de la școala gimnazială Liviu Rebreanu Mioveni, depunere de coroane și program artistic susținut de elevii școlii Liviu Rebreanu Mioveni. Și ora 13, Monumentul Eroilor din centrul civic, depunere de coroane și program artistic susținut de elevii școlii gimnaziale George Topârceanu și liceul teoretic Iulia Zamfirescu Mioveni.